Cum e timpul să-i spunem bună dimineața Andrei Joița, care a venit să ne spună cam cum arată vărsătorii astăzi. Mă rog, ziua lor. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, bine te-am găsit. Păi poți să tragi cu ochiul așa puțin la mine și o să-ți dai seama că vom avea o Da, zi... o zi absolut Da, minunată. o zi minunată. Tu ai spus-o pe nativii vărsători, lăsând gluma la o parte, îi așteaptă o zi cu multe evenimente frumoase, dar să vedem ce se întâmplă și cu celelalte zodii. Nativii din zodia Berbec vor împăca pe toată lumea, vor fi într-o formă bună, așa că se vor și distra, însă vor și munci. Taurilor le va merge totul la superlativ. Ziua de astăzi va fi un start excelent pentru weekendul ce se apropie. Gemenii știu ce vor și hotărârea îi va aduce mult mai aproape de îndeplinirea dorințelor din plan familial. Racii vor depăși cu fruntea sus anumite obstacole apărute la serviciu și își vor urmări mai departe interesele. Ei vor avea de suferit de pe urma unor investiții neinspirate din plan financiar, pe seară însă îi așteaptă surprize plăcute. Fecioarele își vor dedica timpul celor dragi, vor face planuri de călătorie și vor iniția și un proiect bănos. Balanțele vor întâmpina dificultăți în activitățile de la birou, însă gândul că se apropie weekendul le va relaxa și le va furniza răbdare din plin. Să nu aveți mari așteptări de la Scorpion, vor fi cu mintea deja în weekend, așa că la capitolul profesie vor bate pasul pe loc. Și săgetătorii se vor mobiliza cu greu, nu vor da randament în primele ore ale dimineții, însă și când o vor face, vor termina în mod rapid toate treburile de pe ordinea de zi. Capricornii vor avea o zi cu multe succese, mai ales în plan emoțional se întrevăd întâlniri importante. Vărsătorii vor fi bine dispuși și puși pe șotii, însă în mediul profesional ar trebui să aibă și măsură, se pot alege cu sancțiuni. Peștii au o zi bună în plan financiar, banii trag la ei, așa că ar fi indicat să nu le scape printre degete oportunitățile ivite astăzi. Atât pentru acum, revin puțin mai târziu la Dimineața Mondenă.